Și astăzi avem un video de produse terminate, dar vom vorbi doar despre produsele terminate din categoria de make-up. Și asta pentru că va mai veni un video de produse terminate până la finalul anului, dar cu restul, să le spunem așa. Și am ales cumva să le separ, pentru că am aici în cutiuță ceva produse și am câteva pe care le-am scos și la declutter, care sunt de aruncat, am produse terminate și cred că sunt vreo două chestii și de pe la Project Pen. Dar am zis că hai să intrăm așa în ele și să-l fac separat pe acesta doar despre make-up pentru a nu ne întinde foarte mult. Și pentru a nu face acest lucru, hai să începem cu începutul. Și întâi de toate am terminat aceste două produse pentru ten, sunt ambele de la Oriflame. Este crema aceasta A to Z din gama The One, care mie îmi place super mult, și am varianta Hidramat, pentru că am mai avut la început când s-a lansat prima variantă, nu mai știu, acum 2 ani, nu prea m-am înțeles atât de bine cu aceea, dar în schimb cu aceasta Hidramat m-am înțeles super bine și am avut o nuanță Ivory. Îmi place foarte mult și îmi oferă cumva acea acoperire de care eu am nevoie, pentru că nu am nevoie de o acoperire foarte mare și în același timp este extrem, dar extrem de lejeră pe ten și aș putea să nu folosesc deloc pudră cu ea, dar cum mai port ochelari, cum mai am obicei să mai stau așa sau și masca în această perioadă, prefer totuși să pun puțină pudră deasupra. Și la fel este și în cazul acestui produs, care este CC Cream-ul cu SPF 35 din gama Giordani Gold și el la fel îmi place super mult și este în nuanța, dacă se va întâmpla ceva pe aici, Sami îmi analizează toate chestiile de pe masă, nu mai știu în ce nuanță este acesta, deși cred că vine doar într-o nuanță. Oricum, amândouă sunt două produse super faine, care mie îmi plac foarte mult, acesta cred că este a doua sau a treia oară când îl folosesc, iar crema aceasta A to Z chiar mă înțeleg și mai am eu una, dar o să văd, sincer să fiu, este sigilată în acest moment, dacă o să o dau mai departe sau o să fac cadou cuiva sau o să o păstrez pentru mine, pentru că mai am și, nu știu exact, nu sunt nici cream, cred că BB cream sunt cele din gama On Color, care și acelea îmi plac extrem de tare. Apoi, am un produs pe care îl arunc, nu l-am terminat, este acesta Pore Line Protector din gama Novage. El mai are în el ceva produs cam așa, cred, de aici până aia, hai să zic jumătate. Expiră pe... Cât scrie aici, mă? A treia 2022, dar am observat că i s-a schimbat cumva textura și a început să aibă și un miros ciudățel, așa că am zis că mai bine îl dau deoparte și nu-l mai folosesc. Iarăși, un produs pe care îl arunc și nu mai folosesc este acesta, vi-l arătam eu și în clipul cu Make-up Declutter. Este acea pudră bronzantă de la Giordani Gold, în nuanța Gold Sand am avut-o eu. Am cumpărat-o, cred că anul trecut, vara trecută, și am folosit-o super mult și da, mi s-a rupt aici și cutiuța și mă tot cade pe aici. Așa arată ea, am folosit-o chiar am folosit-o toată vara anul trecut, dar a început să facă crustă din aceasta și na, chiar nu mai este ok, nu se mai ia pe pensulă. Nu are și un miros puțin ciudățel, ea care nu avea absolut niciun miros, așa că desigur o să plece. Și vă spuneam și în declutter că mi-a plăcut și acum rămân constantă, chiar mi-a plăcut super, super tare. Dacă tot suntem la produsele acestea de față, următorul produs pe care l-am terminat este pudra aceasta de la Essence, cea Skin Loving Sensitive Mineral Powder în nuanța 01 Translucent. Îmi place. Mi-a plăcut foarte mult, este o pudră lejeră și cu siguranță când o să mai termin din ce pudră am, pentru că în acest moment chiar nu am nevoie să-mi achiziționez o nouă pudră, o să o recumpăr. Bine, asta dacă o mai găsesc, pentru că cei de la Essence cam fac cumva game, cumva ediții limitate, așa în cazul în care o să o mai găsesc,
Atunci când va fi cazul și voi avea nevoie de nouă pudră, cu siguranță o voi recumpăra. Și ca să mă leg puțin de ea, o să trec și la capitolul corectoare și am terminat două corectoare din acestea. Și am zis ca să mă leg de ea pentru că am terminat și corectorul din aceeași gamă, Skin Love Sensitive Concealer. În ce nuanță l-am avut eu, nu reușesc să mai văd pe aici că s-a dezlipit, dar la fel mi-a plăcut și el foarte mult. Este un produs chiar foarte fain, foarte lejer. Pentru mine și-a făcut treaba. Eu l-am folosit sub ochi, dar și pe pleoape, pe post de bază. Vine așa cu un burețel din acesta, dar este puțin aplatizat burețelul și chiar se aplică foarte bine produsul. Și el va rămâne pe lista de... Atunci când termin din consiliere, dacă îl găsesc, îl voi recumpăra cu siguranță, pentru că a fost un produs bun și de care am fost super mulțumită. Un altul pe care l-am terminat acum de curând și anume este acest concealer din gama The One de la Oriflame, Extra Lasting Precision Concealer. Eu l-am mai avut, este cred că a doua sau a treia oară când îl folosesc, la fel are un aplicator din acesta cu burețel și el este ok. Acum sincer să fiu dacă ar fi... Tot dau peste cutia asta. Dacă ar fi să aleg între cele două, acesta de la Essence îmi place mai mult, sincer să fiu. Dar și acesta este ok și când nu am altceva la îndemână, el îmi este cel mai simplu de achiziționat, pentru că na, îl iau din broșură, oricum acum am văzut că i-a schimbat și ambalajul. Nu mi-e clar dacă i-a schimbat și formula, dar pot să văd. La un moment dat, când va fi cazul să-mi achiziționez concealere, poate l-achiziționez și în formula nouă. Hai să trecem și la singurul produs de unghii pe care l-am aici lângă mine și anume acest Nail Shade din gama The One. Este cel care mie îmi place super, super mult și l-am terminat. Este efectiv tratamentul pe care eu îl folosesc pe unghii pentru că nu prea folosesc oje și dacă ați văzut clipul cu make-up declarat cam 2 sau 3 oje de toate. Aș vrea acum de sărbători măcar să folosesc și eu puțină, asta pentru că am unghiile foarte moi, se rup foarte repede, se exfoliază, iar el îmi ține chiar super bine pe unghii și îmi întărește cumva și unghia de o lasă să crească și plus că îi dă un aspect foarte fain și îngrijit unghiei, îmi rămâne cumva și un fel de manicură French. L-am cumpărat în varianta nouă, cumva reeditată de ei. Este ok și acela, dar sincer să fiu mai mult preferam varianta aceasta veche. Nu știu de ce mi-a plăcut mie mai mult, dar na, mă descurc și chiar sunt ok și cu varianta nouă. Apoi, un produs pe care nu l-am terminat, dar pe care îl voi arunca, este acest lip scrub de la Pharmacy din gama Dr. Tuna. Și nu-l arunc pentru că nu mi-a plăcut, ba chiar mi-a plăcut și dacă nu mă știu că prin ianuarie, februarie, l-am băgat și într-un clip de favorite, pentru că chiar a fost un produs super bun și chiar își făcea super bine treaba, doar că s-a uscat foarte repede. După 3 luni, cred că l-am luat așa prin ianuarie, parcă, și undeva prin martie am descoperit că s-a uscat foarte tare, deci efectiv nu pot, orice aș face, nu pot să mai iau produs de acolo dinăuntru. Și sincer să fiu, am tot încercat, am mai încercat să-l folosesc, dar nu, și stă degeaba acolo la mine, așa că îi mulțumesc pentru timpul în care a fost ok și ne-am înțeles, pentru că ne-am înțeles chiar bine în acel timp. Apoi, ce mai am? Am două creioane de ochi, dar unul cred că este rămas de la primul proiect pe când am făcut curățenie și al doilea este de la ultimul update de Project Pass, asta nu mai aminteam exact. Ambele sunt din gama veche, cumva, The One, de la Oriflame. Unul este nuanță de gri, unul nuanță de negru, sunt goale, efectiv, amândouă. Îmi plac super mult și mă bucur că, avându-le în Project Pass, am reușit să le termin. Sunt foarte ok să poate aplica și singur și apoi să veniți cu o pensulă să-l întindeți cumva, să-l faceți așa fumuriu sau puteți aplica chiar fard peste el dacă vreți să schimbați cumva, să aveți o nuanță, să spun, la tuș, la creion. Eu mai făceam chestia asta cu mov, cu verde și aplicam, de exemplu, aplicam pe cel negru pe dedesubt și chiar era totul super bine și super fain. Bun, ce mai am pe aici? Am două produse pentru sprâncene. Bine, eu le-am folosit pe sprâncene pentru că acesta este un Lash and Brow Booster din gama On Color de la
The One, și el are o peruță așa normală ca de mascara. Mie mi-a plăcut, chiar m-am înțeles bine cu el, l-am folosit, m-a spus, doar pe sprâncene, el are o culoare maronie. Îmi fixa sprâncenele, le ținea în locul lor, dar nu ținea chiar toată ziua, cred că undeva la 6 ore, cam așa, 5-6 ore. Dar a fost un produs ok și care nu încălca în plus, adică nu venea cu produs și nu încălca excesiv zona sprâncenelor. Și un altul pe care l-am terminat este acesta de la Avon, Lion's Mane, și știu că la început nu mi-a plăcut absolut deloc acest brow mascara, pentru că el este genul acela, nu știu cât se mai observă, poate reușesc eu să prind, care vine cu ceva fibre din acelea de încarcă sprânceana, cred că se observă, dar foarte, foarte puțin. Și la început mă enerva maxim, pentru că nu reușeam să-l folosesc ca lume. Era și mult produs fiind proaspăt deschis și m-am chinuit cu el până când, într-un final, am început să ne înțelegem și după ce a trecut perioada aceea de proaspăt deschis, chiar a început să-mi placă. Nu pot să spun că este favoritul meu și că o să îl recumpăr, pentru că nu știu sigur dacă să fac acest lucru, dar totuși este un produs care n-a fost rău și chiar n-a fost rău deloc. Și mă uitam eu aici că știam că mai aveam un produs de sprâncene care nu știu unde e, dar oricum cred că vi l-am mai arătat eu, și anume Carioca aceea de la Oriflame cu 3 căpețele. Bine, dacă a rămas prin cutia cu celelalte produse, o să-l vedeți atunci, dacă nu, cred că l-am mâncat direct. Bun, pe partea de... Hai să intrăm la buze așa puțin și după aia să lăsăm mascara la final. Pe partea de buze, în primul rând, arunc acest balsam de buze de la Oriflame din gama The One, este cel Lip Spa Plumping Lip Balm. Deci nu-mi place absolut deloc. Miroase foarte ciudat, deci sincer să fiu, miroase naftalină. Și așa mi-a mirosit de la început, plus că are oricum ideea aceea de lip plumping și nu știu. Nu mă înțeapă buzele, pentru că am mai tot folosit produse cu acest efect de plump. Mă ustură, deci efectiv chiar mă ustură buzele de la el. N-am reușit să mă înțeleg cu el. Din păcate, în schimb, cu varianta clasică a acestui balsam de buze, chiar m-am înțeles și l-am avut de câteva ori bun. Dar el, îmi pare rău, nu este pentru mine. Tot pe partea de buze, un produs pe care l-am terminat și cred că este singurul produs de buze de aici, de lângă mine, și pe care l-am terminat în ultima perioadă, este acest ruj lichid mat, vă spuneam eu și în Project Pen, că am reușit să-l termin, cel de la Catrice Generation Matte în nuanța 060 Blushed Pink. Este nuanța mea favorită, îmi place super, super tare și el vine cu un aplicator din acesta tot așa de burețel, care vine și se așează foarte bine pe buze și lasă produs. Și sincer să fiu, o să încerc să urmăresc dacă îl mai găsesc. Dacă nu, am ceva semi-asemănător de la Golden Rose, dar chiar mi-a plăcut super mult. Deci dacă am ajuns eu să-l termin și ajunsesem la modul de făceam așa cu pensula pe pereți ca să se mai ia câte ceva produs. Deci da, chiar a fost preferatul meu și pot să spun că încă este în speranța că poate cândva îl voi găsi. Iarăși un ruș care a fost preferatul meu atunci când l-am luat și m-am mai vorbit eu de el prin videouri, este acesta de la Primark, Lustră ar fi gama, îl am cam de 3 ani cred, și este acel maro care îmi place mie super mult, dar nu am reușit să-l termin, pentru că la un moment dat am crezut că l-am pierdut efectiv. L-am uitat, nu știu, după călătorie, după ce am folosit o geantă, l-am uitat în acea poșețică și timp de un an și ceva nu l-am mai găsit și l-am găsit de curând. El miroase încă ok, dar am încercat să-l folosesc și nu se mai așează, nu mai este la fel, dar măcar l-am găsit și am înțeles că nu m-am dilit la cap, pentru că aveam impresia că l-am aruncat din greșeală la un declutter, dar măcar nu mi-am confirmat că nu n-am luat așa pe câmpiuțe, ci doar, uituca din mine, l-a lăsat într-o poșetă. Iarăși un ruș pe care l-a aruncat, dar care mi-a plăcut super mult, este acesta de la Avon. Nu știu eu dacă mai găsesc gama din care este scris, că e foarte mic, dar este nuanța Perfection. Este acesta așa, de arată cumva ca
un diamant tăiat. Nuanța mi-a plăcut super mult, este acel roz cumva pe gustul meu, deci undeva rozurile acestea sunt nuanțele care mie îmi plac. Rezista super bine pe buze, deși este un ruj din acesta baton, dar și-a cam schimbat mirosul, și-a schimbat și consistența, așa că din păcate o să plece. Mai urmăresc, eu mai vânesc prin catalog sau prin ofertele de reprezentanți, poate mai dau de el. Și iarăși un ruj care mi-a plăcut super mult este acesta de la Kiko în nuanța 01. Este și el tot cam, cred că cam de 3 ani este și el la mine, cam din același timp când a venit și acesta de la Primark. Pe el nu am reușit să-l termin, deși l-am folosit și chiar l-am folosit foarte, foarte mult, cel puțin la început când l-am luat. În ultima perioadă nu prea l-am mai folosit și din acest motiv îl băgasem și anul acesta în Project Pen. Dar este un ruj care are foarte mult produs înăuntru. Așa are aplicatorul, este și puțin curbat, tot burețel. Dar vă spuneam că nu am reușit să-l termin pentru că în momentul când veneam să-l aplic, deci efectiv o pensulă din aceasta cum o scoteam îmi ajungea să mă dau. Deci cât de mult pot să consum eu din el. Dar măcar sunt mulțumită și fericită că l-am folosit atâta timp cât l-am folosit, că mi-a plăcut foarte mult și rămân și aceste rujuri în cele după care aș putea să mă întind mâna în viitor, pentru că sunt niște rujuri foarte faine. Și mai am aici lângă mine 3 mascara și s-a golit cutiuța și sunt 3 mascara care sunt cumva printre preferatele mele, cel puțin unul din ele este favoritul meu. Eu zic toate trei. 2 sunt de la Essence, unul este de la Catrice și întâi de toate îl am pe acesta Essence All Eye On Me, Waterproof Multi Effect Mascara. Așa are periuța, pe care îl tot folosesc de ceva ani de zile de când l-am descoperit. Îmi place foarte mult să-l folosesc cumva ca primul strat, ca bază, înainte să-l dau pe acesta. Asta deoarece acesta, I Love Extreme, iarăși varianta Waterproof, pentru mine cel puțin are periuța aceasta foarte stufoasă, dar asta nu m-a împiedicat să îl folosesc și nu știu al câtelea recipient este, pentru că la fel și el cam de când a apărut îmi place să-l cumpăr și îl folosesc. Și vă spuneam că îl dau întâi pe acesta, cumva ca să pot să vin să definesc acolo și pe el îl folosesc pe genele din partea inferioară, pentru că vine și le așează și le rimelează foarte fain. Iar apoi vin cu această periuță, mare cât casa, aș spune, din punctul meu de vedere, și aplic al doilea strat de mascara. Și vreau să vă spun că îmi place foarte mult cum se comportă împreună aceste două produse. Vă spun, sunt printre preferatele mele, le folosesc de 4 ani, 3-4, cam de când au apărut. Când au apărut am dat peste ele, mi-au plăcut super mult și de atunci le tot recumpăr când am ocazia și am nevoie de un rimel waterproof și prefer cumva să rămân cât de cât în sfera celor pe care le cunosc, pentru că măcar știu că îmi sunt bune, știu că îmi țin, știu că nu mă ustură ochii de la ele, știu că se demachează ușor, cum îmi fac genele și cumva această monotonie, dar în același timp îmi place să mai încerc și lucruri noi, cum ar fi acesta de la Catrice, pe care l-am încercat anul acesta pentru prima dată și am zis cumva să-i dau șansa, pentru că, na, cum sunt puțin surori, ce se poate întâmpla? Nu se întâmple nimic. Și este cel Glam & Doll False Lashes Mascara Waterproof, care a devenit, cred că de la prima utilizare, favoritul meu. Așa are periuța, este puțin o idee. Ar părea curbată, dar mai mult este așa aplatizată și curbată doar în partea de jos, dar face genele foarte faine, nu mi le încarcă, le curbează și le ține perfecte pe durata întregii zile, ceea ce mie una îmi place super tare. Bun, și cam acestea au fost produsele de make-up pe care le-am terminat în ultima perioadă și acum că mă uit la ele, sunt ceva produse. Ceea ce, sinceră să fiu, pe mine una mă mulțumește, mai ales că atunci când le văd așa,
îmi dau seama că nu le cumpăr degeaba, pentru că, uite, le cumpăr și le și folosesc. Și ăsta e motivul pentru care, sincer, chiar îmi place să fac aceste clipuri de produse terminate, iar eu sper că v-a plăcut și vouă și că v-ați făcut ceva idee despre produse, pentru că, practic, vorbim aici de produse terminate, dar avem și parte de review, pentru că, na, vă spun o părere despre ele. Ceea ce vă îndemn să faceți atunci când vă cumpărați un produs este să căutați păreri despre acel produs și să vedeți, vi se potrivește, nu vi se potrivește. Dacă vreți, îl încercați, dacă nu, nu îl încercați, dar mie una îmi place foarte mult să caut păreri despre produse atunci când mă decid cumva dacă vreau să mi le iau sau sunt indecisă și vreau să văd dacă ar merita sau nu. Bun, eu sper că v-a plăcut cum vă spuneam, vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem mâine la un nou video. Vă pup! Pa, pa!